aceste expediții de 3 zile pe care le-am avut noi în cadrul Redescoperă Moldova, spre exemplu, rezervațiile naturale la Fetești sau la Castel, care atunci când ești în mijlocul naturii, peizajul te teleportează în acele vremuri în care, potrivit legendelor, strămoșii noștri au pus temelia a unui Eden al Moldovei pe care merită să-l vizităm. De altfel, un punct de atracție care merită să-l cunoască toată lumea sunt și anume muzeile. Noi am vizitat Casa Muzeu Grigore Vieru, un simbol al literaturii românești. De asemenea, când citești poeziile, ai acel sentiment că tu ai trăit alături de contemporanul tău. O altă atracție turistică este și Casa Muzeu Constantin Stamate din Ocnița, care impresionează prin grădina neobișnuită. De altfel, acolo, dacă o să mergeți, o să găsiți teiul lui Constantin Stamate și un tei enorm, care debordează prin frumusețe, dar și printr-un miros îmbătător. Locurile frumoase ale Republicii Moldova dintotdeauna sunt fabuloase, prin faptul că ori de câte ori revii la acel loc, rămâi încărcat cu energia pozitivă.